Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu o nouă carte și un nou autor în egală măsură, un autor pe care nu l-am prezentat încă pe canalul meu. Este vorba despre Ralph Waldo Emerson și vreau să spun câte, câteva vorbe despre el. S-a născut în Statele Unite, a fost un poet și eseist american, precum și liderul mișcării transcendentaliste de la începutul secolului al XIX-lea. Și am tot auzit despre acest nume, cu siguranță. Foarte multe persoane au uh, citat din el, să-i spunem așa. Acesta a fost rudă îndepărtată cu Charles Wesley Emerson, care a fost fondator a Emerson College, și amândoi erau pastori unitarieni. Charles era un nume obișnuit în familia Emerson. Strămoșul lor, Thomas Emerson, a fost un imigrant care s-a stabilit în Massachusetts în 1640 și a fost progenitorul unor generații de pastori și oameni învățați. Deși a fost considerat unul dintre uh, scritorii greoi și abstracți, cu toate acestea, atrăgea un număr mare de oameni la discursurile sale, și la baza scrierilor sale erau observații notate de Emerson în jurnalele sale, pe care a început să le completeze de când era student la Harvard. Jurnalele cuprindeau și un index. Emerson se reîntorcea la jurnalele sale sursa sa de idei și experiențe, alegând pasaje relevante pe care le îmbina și le închega în conferințele sale concentrate. Emerson a fost considerat unul dintre mari oratorii epocii sale, un om care putea cuceri masele cu vocea sa adâncă, cu entuziasmul său și cu respectul egalitar pentru audienți. Militarea lui pentru abolirea sclaviei avea să-i atragă antipatia unui sector din populație. A continuat să susțină în mod radical abolirea sclaviei, nepreocupându-se pentru popularitatea sa. Datorită individualismului său, a refuzat să facă parte din vreo organizație. A susținut mereu că nu vrea adepți, vrea doar să le redea pe om, sie însuși, ca un individ autonom. Rugat către sfârșitul vieții să-și rezume activitatea, Emerson a declarat că rolul principal al doctrinei sale rămâne ocupat de infinitatea omului intim. Iată ce spunea în eseul său supra-sufletul: Trăim în succesiune, în diviziune, în părți, în particule. În același timp, în om este sufletul întregului cerea înțeleaptă frumusețea universală cu care fiecare parte și fiecare particulă este relaționată eternul unu și această putere profundă în care trăim și a cărei beatitudine ne este accesibilă nu este doar autosuficientă și perfectă la orice oră ci actul perceperii și obiectul perceput, spectatorul și spectacolul, subiectul și obiectul sunt una. Noi vedem lumea bucată cu bucată, luna, soarele, animalul, copacul, dar întregul din care acestea sunt părți strălucitoare este sufletul. Emerson a fost influențat încă de la începuturile activității literare de eseurile scritorului francez Montaigne. Din acele scriere a preluat stilul conversațional, subiectiv și pierderea credinței într-un Dumnezeu personal. Emerson nu a citit opera lui Kant, dar a citit interpretarea lui Coleridge a idealiștilor transcendentaliști germani. Această lectură l-a condus pe Emerson spre ideile sale neobișnuite despre Dumnezeu și Suflet. Așadar, vă invit să ascultați o carte impresionantă, o carte scrisă în publicată în anul 1841, intitulată Încrederea în sine, înainte de a începe, probabil că se simte vocea mea este un pic răgușită și modificată din cauza unei răceli. Dar cu toate acestea, m-am gândit să nu las atât de multe zile să treacă fără să înregistrez pentru dumneavoastră. Așa că, iată, cu o voce poate mai puțin plăcută, am decis să fac acest lucru. De asemenea, nu uitați dacă doriți să vă înscrieți în programul de mentorat pe care l-am gândit să spunem că a venit ca o sursă de inspirație. Intuiția mi-a spus că trebuie să fac acest program de mentorat. Primul se află încă în desfășurare și pentru că au fost cereri ulterioare, am decis să deschid alte noi programe, două programe noi. Un program în cursul săptămânii, și unul în weekend, pentru că, din nou, cerințele dumneavoastră au fost exprimate și în acest sens, și atunci pentru a da șansa și celor care nu pot intra seara în cursul săptămânii sau care poate sunt prea obosiți pentru a-și mai consuma, să spunem, resursele, puținele resurse de, de multe ori seara rămase am uh, decis să fac și un, uh, o grupă sâmbătă dimineața de la ora 11. Uh, țin să spun că acest program de mentorat merge extraordinar de bine și mă bucur mult și uh, neaștepta de, de interesant și de revelator, Așa că, dacă sunteți interesați, pentru că grupele trebuie să aibă un minim de persoane, și asta pentru că conceptul este de a ne cunoaște între noi, de a cunoaște poveștile, nu va fi un program de mentorat general, ci uh, focusat pe problemele fiecăruia, pe dorințele fiecăruia, pe blocajele fiecăruia, atâta. Uh, Atât cât ne permite timpul, dar timp de 4 săptămâni avem, zic eu, timp suficient să dezbatem fiecare caz în parte. Pe lângă acest lucru, eu pregătesc și materiale, aveți și teme pentru acasă, așa că vă aștept cu drag. E un proiect care mie îmi place foarte mult, e un proiect de suflet, e un proiect în care oamenii. Ajung să, să se cunoască, să devină o comunitate directă, să-i spunem așa, pentru că pe lângă acest program va exista un grup de WhatsApp cu persoanele care participă în grupa respectivă și îi urmăresc. Nu întotdeauna pot intra pe WhatsApp, dar îi urmăresc pe cei care sunt în prima grupă și tare mult îmi place cum interacționează, cum se sfătuiesc, cum se încurajează. Mi se pare foarte, foarte important în acest proces să nu fii singur, pentru că sunt zile în care chiar te simți dărâmat. Am făcut un intro mai lung, dar începem acum cu încredere în sine a lui Ralph Waldo Emerson. Încrederea în sine nete quasi veris extra, care înseamnă să privești doar înăuntrul tău, este propria sa stea, iar sufletul care poate face un om cinstit și perfect comandă toată lumina, toată influența, toată soarta. Nimic pentru el nu cade prea devreme sau prea târziu. Faptele noastre, îngerii noștri, sunt, în bine sau în rău, umbrele noastre fatale care trec încă pe lângă noi. Am citit zilele trecute câteva versuri scrise de un pictor eminent care erau originale și nu convenționale. Sufletul aude întotdeauna un îndemn în astfel de versuri. Lasă subiectul să fie ceea ce este. Sentimentul pe care îl insuflă este mai valoros decât orice gând pe care îl pot conține. Să-ți creezi propriul gând, să crezi că ceea ce este adevărat pentru tine, în inima ta personală, este adevărat pentru toți oamenii. Acesta este geniul. Spuneți convingere latentă și ea va fi simțul universal. Pentru că, în timp util, ceea ce este mai adânc devine mai profund. Iar primul nostru gând ne este rădat de trâmbițele judecății de apoi. Așa cum vocea minții este familiară fiecăruia. Cel mai mare merit pe care îl atribuim lui Moise, Platon și Milton este acela că au pus deoparte cărțile și tradițiile și au spus nu ceea ce gândeau oamenii, ci ceea ce gândeau ei. Un om ar trebui să învețe să detecteze și să urmărească acea scripire de lumină. Care strălucește prin mintea sa, din interiorul mai mult decât strălucitor al firmamentului de cărturar și înțelepți. Cu toate acestea, el disprețuiește fără băgare de seamă gândul său, pentru că este al său. În fiecare o operă de geniu ne recunoaștem propriile gânduri respinse. Ele revin la noi cu o anumită măreție înstrăinată. Marile opere de artă nu au o lecție mai afectuoasă pentru noi decât aceasta. Ele ne învață să rămânem fideli impresiei noastre spontane, cu o inflexibilitate mai bună decât majoritatea. Atunci când întregul strigăt al vocilor este de cealaltă parte, al minter, mâine un străin va spune cu un bun simț magistral exact ceea ce am gândit și am simțit noi tot timpul. Iar noi vom fi obligați să ne luăm cu rușine părerea de la altul. Există un moment în educația fiecărui om când ajunge la convingerea că invidia este ignoranță, că imitația este sinucidere, că trebuie să se ia pe sine însuși la bine și la rău ca partea sa, că deși Universul este plin de bine, niciun bob de porumb hrănitor nu poate ajunge la el decât prin munca sa depusă pe terenul care este dat să-l cultive. Puterea care rezidă în el este de natură nouă și nimeni în afară de el nu știe ce poate face și nici nu știe până când nu a încercat degeaba. Un chip, un caracter, un fapt îl impresionează mult, iar altul deloc. Această sculptură din memorie nu este lipsită de o armonie prestabilită. Ochiul a fost plasat acolo unde trebuia să cadă o rază pentru a putea depune mărturie despre acea rază. Noi nu ne exprimăm decât pe jumătate și ne este rușină de ideea divină pe care o reprezintă fiecare dintre noi. Putem avea încredere că este proporțională și că are rezultate bune, astfel încât să fie împărtășită cu credincioșie. Dar Dumnezeu nu vrea ca lucrarea sa să fie manifestată de lași. Un om este ușurat și vesel atunci când a pus suflet în munca sa și a făcut tot ce a putut mai bine dar ceea ce a spus sau a făcut altfel nu-i va da pace. Este o izbăvire care nu izbăvește în încercare. Geniul său îl părăsește. Nicio muză nu se împrietenește, nicio invenție, nicio speranță. Ai încredere în tine însuți. Fiecare inimă vibrează la această coardă de fier. Acceptă locul pe care providența divină l a găsit pentru tine, societatea contemporanilor tăi, legătura evenimentelor, Marii oameni au procedat întotdeauna astfel și s-au încredința copilărește geniului epocilor, trădând percepția că ceea ce este absolut demn de încredere stătea în inima lor, lucra prin mâinile lor, predominând în toată ființa lor. Și noi suntem acum oameni și trebuie să acceptăm în mintea cea mai înaltă același destin transcendent și nu minori și invalizi în într-un colț protejat, nu lași care fug în fața revoluției, ci călăuze răscumpărători și binefăcători, ascultând de efortul atotputernic și avansând deasupra haosului și întunericului. Ce oracole frumoase ne cedează natura pe acest text! În chipul și comportamentul copiilor, al pruncilor și chiar al brutelor, acea minte divizată și rebelă, acea neîncredere față de un sentiment pentru că aritmetica noastră a calculat forța și mijloacele opuse scopului nostru. Aceștia nu au mintea întreagă, ochiul lor este încă necuvântător, iar când ne uităm în fața lor, suntem deconcentrați. Copilăria nu se potrivește cu nimeni, toți se potrivesc cu ea. Așa că un prunc face de obicei patru sau cinci din adulții care trâncănesc și se joacă cu el. Așa că Dumnezeu a înarmat tinerețea la pubertate și la bărbăție, numai puțin cu picanteria și farmecul ei, a făcut-o de invidiat și grațioasă. Iar pretențiile ei să nu fie puse deoparte dacă se va susține singură. Să nu crezi că tineretul nu are forță, pentru că nu poate vorbi cu tine și cu mine. Ascultă în camera alăturată. Vocea tânărului este suficient de clară și empatică. Se pare că știe cum să le vorbească contemporanilor săi timizi sau îndrăzneți. Atunci va ști cum să facă foarte util un senior. Nonșalanța băieților care sunt siguri de o cină și ar disprețui oricât de mult ar face sau ar spune un lord care ar trebui să-l împace este atitudinea sănătoasă a naturii umane. Un băiat este în salon. Ce? Groapa este în casa de joacă. Independent, irresponsabil, privind din colțul său la oamenii și faptele care trec pe lângă el, el le încearcă și le condamnă pe baza meritelor lor, în felul rapid și sumar al băieților, ca fiind bune, rele, interesante, prostești, elocvente, supărătoare. El nu se îngrădește niciodată de consecințe, de interese. El dă un verdict independent, autentic. Trebuie să-i faci curte. El nu-ți face curte, dar omul este, ca să spunem așa, băgat în închisoare de conștiința sa de îndată ce a acționat sau a vorbit odată cu Elan. El este o persoană angajată, urmărită de simpatia sau ura a sute de oameni, ale căror afecțiuni trebuie să intre acum în contul său. Nu există niciun motiv pentru asta. Ha, dacă ar putea trece din nou în neutralitatea sa, care poate astfel să evite toate angajamentele și după ce a observat să observe din nou din același punct de vedere, neafectat, nepărtinitor, necoruptibil, fără teamă. Inocența trebuie să fie întotdeauna formidabilă. El are emite opinii cu privire la toate afacerile trecătoare, care fiind văzute ca fiind nu private, ci necesare, s-ar înfige ca niște săgeți în urechile oamenilor și iar în fricoșa. Acestea sunt vocile pe care le auzim în singurătate, dar ele devin slabe și inaudibile pe măsură ce intrăm în lume. Peste tot, societatea complotează împotriva bărbăției fiecăruia dintre membrii săi. Societatea este o societate pe acțiuni în care membrii sunt de acord pentru a-și asigura mai bine pâinea ca fiecare acționar să renunțe la libertatea și cultura celui care mănâncă. Virtutea în majoritatea cererilor este conformitatea. Încrederea în sine este aversiunea sa. Ea nu iubește realitățile și creatorii, ci numele și obiceiurile. Cine vrea să fie un om, trebuie să fie un om conformist. Cel care vrea să culeagă palmieri nemuritori, nu trebuie să fie împiedicat de numele de bunătate, ci trebuie să cerceteze dacă este vorba de bunătate. Nimic nu este în cele din urmă sacru decât integritatea proprii tale minți. absolvă pe tine însuți și vei avea sufragiul lumii. Îmi amintesc un răspuns pe care, când eram destul de tânăr, am fost îndemnat să-i dau unui sfătuitor apreciat care obișnuia să mă sâcâie cu vechile doctrine dragi ale bisericii atunci când i-am spus ce am eu de-a face cu sacralitatea tradițiilor dacă trăiesc în întregime din interior, a sugerat prietenul meu. Dar aceste impulsuri pot veni de jos, nu de sus, i-am răspuns. Mie nu mi se par a fi așa. Dar dacă sunt copilul diavolului, voi trăi atunci din diavol. Nici o lege nu poate fi sacră pentru mine decât cea a naturii mele. Binele și rău nu sunt decât nume foarte ușor de transferat. La asta sau la asta. Singurul drept este ceea ce este în conformitate cu Constituția mea, singurul rău este ceea ce este împotriva ei. Un om trebuie să se comporte în prezența oricărei opoziții, ca și cum totul ar fi titular și efemer. Dar mie mi-e rușine să mă gândesc cât de ușor capitulăm în fața insignelor și a numelor, în fața marilor societăți și a instituțiilor moarte. Fiecare persoană decentă și bine vorbită mă afectează și mă influențează mai mult decât este corect. Ar trebui să merg drept și vital și să spun adevărul grosolan în toate felurile. Dacă răutatea și vanitatea poartă codul filantropiei, va trece dacă un bigot furios își asumă această cauză generoasă a abolirii și vine la mine cu ultimele sale vești din Barbados, de ce nu i-a spune, du-te, iubește-ți copilul, iubește-ți cioplitorul, fi cu minte și modest, ai această grație și nu-ți lăcui ambiția dură și lipsită de caritate cu această incredibilă tandrețe. Pentru negri aflați la mii de kilometri departare, dragostea ta de departe este răutate. Acasă, un astfel de salut ar fi dur și lipsit de grație. Dar adevărul este mai frumos decât afecțiunea iubirii. Bunătatea ta trebuie să aibă o anumită margine, altfel nu este nimic. Doctrina urii trebuie predicată ca o contracarare a doctrinei iubirii. Când aceasta trage și bate vântul, mă ferez de tată și mamă, soție și frate. Când geniul meu mă cheamă, aș scrie pe zăbrelele ușii: Capriciu! Sper că e ceva mai bine decât capriciu. În sfârșit, dar nu ne putem petrece ziua în explicații. Așteaptă-te să nu arăt de ce caut sau de ce exclud compania. Apoi, din nou, nu-mi spune, așa cum a făcut astăzi un om bun despre obligația mea, de a pune toți oamenii săraci în situații bune. Sunt ei săracii mei? Îți spun, filantrop prost, că nu-mi place dolarul, moneda de 10 cenți, centul pe care îl dau, unor oameni care nu mi aparțin și cărora eu nu le aparțin. Există o clasă de persoane față de care, prin afinitate spirituală, sunt cumpărat și vândut pentru ele. Voi merge la închisoare dacă va fi nevoie, dar caritățile voastre populare, răutăcioase, educația la colegiu a proștilor, construirea de case de întâlnire cu scopul zadarnic la care mulți stau acum. Milostenia față de ticăloși și societățile de ajutorare de mii de ori, deși mărturisesc cu rușine uneori cedez și dau un dolar, este un dolar rău pe care voi avea bărbăția să-l rețin. Virtuțile sunt, în opinia populară, mai degrabă excepția decât de regula. Există omul și virtuțile sale. Bărbații fac ceea ce se numește o acțiune bună, ca o dovadă de curaj sau caritate la fel cum ar plăti o amendă pentru a nu apărea zilnic la paradă. Acțiunile lor sunt făcute ca o scuză sau o atenuare a faptului că trăiesc în lume ca invalizi, iar nebunii plătesc o pensie mare. Virtuțile lor sunt penitențe. Eu nu doresc să-i spășesc, ci să trăiesc. Viața mea este pentru ea însă și nu pentru un spectacol. Prefer să fie de o calitate inferioară, să fie autentică și egală, decât să fie strălucitoare și instabilă. Îmi doresc să fie sănătoasă și dulce, și să nu aibă nevoie de dietă și sângerare. Cer dovezi primare că ești bărbat și refuză acest apel al omului la acțiunile sale. Știu că pentru mine nu contează dacă fac sau mă abțin de la acele acțiuni care sunt considerate excelente. Nu pot consimți să plătesc pentru un privilegiu la care am un drept intrinsec. Oricât de puține și meschine ar fi darurile mele, eu sunt de fapt și nu am nevoie de nicio mărturie secundară pentru propria mea asigurare sau pentru asigurarea semenilor mei. Ceea ce trebuie să fac este tot ceea ce mă preocupă, nu ceea ce cred oamenii. Această regulă, la fel de dificilă în viața reală și în cea intelectuală, poate servi pentru întreaga distinție dintre măreție și meschinărie. Este cea mai grea pentru că întotdeauna îi vei găsi pe cei care cred că știu care este datoria ta mai bine decât o știi tu. Este ușor în lume să trăiești după părerea lumii. Este ușor în singurătate să trăiești după părerea noastră. Dar marele om este cel care, în mijlocul mulțimii, păstrează cu o dulceață desăvârșită independența singurătății. Obiecția de a te conforma unor obiceiuri care au devenit moarte pentru tine este că ți împrăști forțele, îți pierzi timpul și îți estompezi impresia despre caracterul tău. Dacă întreții o biserică moartă, contribui la o societate biblică moartă. Votezi cu un mare partid, fie pentru guvern, fie împotriva lui. Întindeți masa ca niște gospodari de bază. Sub toate aceste ecrane mi-e greu să detectez exact omul care ești, și bineînțeles, atât de multă forță este retrasă din viața ta adevărată. Dar fă treaba și te voi cunoaște. fă treaba și te vei întări. Un om trebuie să se gândească ce este ca cealmaua unui orb, acest joc al conformității. Dacă îți cunosc secta, îți anticipez argumentele. Aud un predicator anunțând pentru textul și subiectul său oportunitatea uneia dintre instituțiile bisericii sale. Nu știu eu dinainte că nu este posibil. Poate el să spună un cuvânt nou și spontan? Nu știu că cu, toate, cu, cu toată această ostentație de a examina motivele instituției el nu va face așa ceva? Nu știu că să angajat față de el însuși să nu se uite decât la o parte? La partea permisă, nu ca om, ci ca preot parohial. El este un avocat angajat, iar acești moștenitori ai scaunului de judecată sunt cea mai goală afectare. Ei bine, majoritatea oamenilor și-au legat ochii cu o Batistă sau alta și s-au atașat de una dintre aceste comunități de opinie. Această conformitate îi face să nu fie falși în câteva privințe autorei câtorva miciuni, ci falși în toate privințele. Fiecare adevăr al lor nu este chiar adevărat. Cei doi ai lor nu sunt doi adevărați, cei patru ai lor nu sunt patru adevărați, astfel încât fiecare cuvânt pe care îl spune întristează, iar noi nu știm de unde să începem să îi îndreptăm. Între timp, natura nu întârzie să ne echipeze în uniforma de închisoare a partidului la care aderăm. Ajungem să purtăm o anumită înfățișare și siluetă și dobândim treptat cea mai blândă expresie asiniană. Există o experiență mortificatoare în particular care nu încetează să se distrugă. De asemenea, în istoria generală, mă refer la fața prostească de laudă, la zâmbetul forțat pe care ni-l punem în companii în care nu ne simțim în largul nostru, un răspuns la conversația care nu ne interesează. Mușchi, Mișcați spontan, ci mișcați de o voință joasă și nesupusă, se strâng în jurul conturului feței cu cea mai neplăcută senzație. Pentru nonconformist, lumea te biciuiește cu nemulțumirea ei, și de aceea un om trebuie să știe cum să estimeze o față acră. Trecătorii îl privesc cu neîncredere pe strada publică sau în salonul prietenului. Dacă această versiune își are originea în dispreț și rezistență ca a lui, ar putea foarte bine să plece acasă cu o față tristă. Dar fețele triste ale mulțimii, ca și fețele lor dulci, nu au o cauză profundă, ci sunt puse și scoase după cum bate vântul și după cum direcționează un ziar. Totuși, nemulțumirea mulțimii este mai formidabilă decât a cea a senatului și a colegiului. Este destul de ușor pentru un om ferm care cunoaște lumea să înghită furia claselor cultivate. Furia lor este decentă și prudentă pentru că sunt timizi, fiind ei înșiși foarte vulnerabili. Dar când la furia lor feminină se adaugă indignarea poporului, când ignoranții și săracii sunt stârniți, când forța brută neinteligentă care se află la baza societății este făcută să mârie și să secere, este nevoie de obișnuința magnanimității și a religiei pentru a o trata ca pe un Dumnezeu, ca pe un flac fără importanță. Cealaltă teroare care ne sperie de încrederea în noi și este consecvența noastră, o reverență pentru fapta sau cuvântul nostru trecut. Pentru că ochii celorlalți nu au alte date pentru a ne calcula orbitele noastre decât faptele noastre trecute și nu ne place să-i dezamăgim. Dar de ce ar trebui să-ți păstrezi capul deasupra umărului? De ce să turăște acest cadavru al memoriei tale? Ca să nu contrazici ceea ce ai declarat în acest sau acel loc public, să presupunem că te contrazici pe tine însuți. Ce se întâmplă atunci? Se pare că este o regulă de înțelepciune să nu te bazezi niciodată doar pe memoria ta, cu greu chiar și în acte de memorie pură, și să aduci trecutul pentru judecată în prezentul cu o mie de ochi și să trăiești mereu într-o nouă zi. În metafizica ta ai negat personalitatea divinității. Cu toate acestea, atunci când apar mișcările devotate ale sufletului, de le inimă și viață, chiar dacă ele ar trebui să-l îmbrace pe Dumnezeu cu formă și culoare. Lasă teoria ca Iosif haina sa în mâna prostituatei și fugi. O consecvență prostească este hohotul minților mici, adorată de micii oameni de stat și filozofi, și divinizează cu consecvență. Un suflet mare nu are pur și simplu nimic de făcut, ar putea la fel de bine să se preocupe de umbra lui pe perete. Spune ce gândești acum în cuvinte tari, iar mâine spune ce gândești mâine în cuvinte tari. Din nou, deși contrazice tot ce ai spus astăzi, a, deci vei fi sigur că nu vei fi înțeles. Este atât de rău atunci să fi înțeles greșit? Pitagora a fost înțeles greșit și Socrate și Isus și Luther și Copernic și Galileo și Newton și fiecare spirit pur și înțelept care s-a întrupat vreodată pentru a fi mare este să fie înțeles greșit. Presupun că niciun om nu-și poate încălca natura. Toate ieșirile voinței sale sunt rotunjite de legea ființei sale, așa cum inegalitățile dintre Ans și Himalaya sunt nesemnificative în curba sferei, nici nu contează cum îl evaluezi și cum îl încerci. Un personaj este ca un acrostih sau o strofă alexandrină. Citești-o înainte, înapoi sau transversal, tot același lucru scrie în această viață plăcută pe care mi-o îngăduie Dumnezeu. Lasă-mă să consemnez zi de zi gândurile mele sincere, fără perspectivă sau retrospectivă și nu mă îndoiesc că vor fi găsite simetrice chiar dacă nu vreau să le spun și nu le văd cartea mea va mirosi apin și va răsuna de zumzetul insectelor. Rândunica de deasupra ferestrei mele ar trebui să împletească firul sau paele pe care le poartă în cioc. În pânza mea trecem și noi pentru ceea ce suntem. Caracterul învață mai presus de voința noastră. Oamenii își imaginează că își comunică virtutea sau viciul doar prin acțiuni evidente și nu văd că virtutea sau viciul emită o respirație în fiecare moment. Va exista un acord în orice varietate de acțiuni, astfel încât acestea să fie fiecare oneste și naturale în ora lor, pentru că, dintr-o singură voință, acțiunile vor fi armonioase. Oricât de diferite ar părea, aceste varietăți sunt pierdute din vedere la o mică distanță, la o mică înălțime de gândire. O tendință le unește pe toate. Călătoria celei mai bune nave este o linie în zigzag cu 100 de viraje. Privește linia de la o distanță suficientă și ea se îndreaptă spre tendința medie. Acțiunea ta autentică se va explica singură și va explica celelalte acțiuni autentice ale tale. Conformismul tău nu explică nimic. Acționează individual, iar ceea ce ai făcut deja individual te va justifica. Acum, măreția face apel la viitor. Dacă pot fi suficient de ferm astăzi pentru a face bine și pentru a disprețui ochii, trebuie să fi făcut atât de mult bine înainte încât să mă apere acum. Fie cum va fi acum. Întotdeauna disprețuiește aparențele și vei putea întotdeauna. Forța caracterului este cumulativă. Toate zilele de virtute care s-au scurs și-au făcut sănătatea în asta. Ce face mărăția eroilor senatului pe câmpul de luptă care umple atât de mult imaginația? Conștiința unui șir de zile și victorii mărețe în urma lor aruncă o lumină unitară asupra actorului care înaintează. El este însoțit ca de o escortă vizibilă de îngeri. Aceasta este ceea ce aruncă tunetul în vocea lui Cedem și demnitatea în portul lui Washington și America în ochii lui Adam. Onoarea este venerabilă pentru noi pentru că nu este efemeră. Este întotdeauna o virtute străveche. O venerăm astăzi pentru că nu este de azi. O iubim și aducem omagiu pentru că nu este o capcană pentru iubirea și omagiul nostru, ci este dependentă de sine derivată din sine și prin urmare are un pedigree vechi și imaculat, chiar dacă se arată într-o persoană tânără. Sper că în aceste zile am auzit ultima dată de conformitate și consecvență. Să lăsăm cuvintele să fie gazetărești și ridicole. De acum înainte, în loc de gongul pentru cină, să auzim un fluerat de flaut spartan. Să nu ne mai închinăm și să nu ne mai cerem scuze un mare om vine să mănânce la mine acasă, eu nu vreau să-i fac pe plac, vreau ca el să vrea să mă mulțumească pe mine, voi sta aici pentru umanitate și chiar dacă aș face-o cu blândețe, aș face-o cu adevărat. Să jignim și să mustrăm mediocritatea și mulțumirea miserabilă a vremurilor și să aruncăm în față obiceiul, comerțul, faptul care este rezultatul întregii istorii, că există un mare gânditor și actor responsabil, care lucrează oriunde lucrează un om, că un om adevărat nu aparține niciunui alt timp sau loc, ci este centrul lucrurilor. Unde este el, acolo este natura. El te măsoară pe tine și pe toți oamenii și toate evenimentele. În mod obișnuit, toată lumea din societate ne amintește de altcineva sau de o altă persoană. Caracterul. Realitatea nu ți amintește de nimic altceva. Ea are loc de întreaga creație omul trebuie să fie atât de mult încât să facă indiferente toate circumstanțele. Orice om adevărat este o cauză. O țară și o epocă necesită spații infinite în număr și timp. Să-și împlinească pe deplin proiectul și posteritatea să pară că îi urmează pașii ca un tren de clienți. Se naște un om, cezar, și peste veacuri după aceea avem un imperiu roman, se naște Hristos și milioane de minți cresc și se lipesc de geniul său, în așa fel încât el este confundat cu virtutea și cu posibilul omului. O instituție este umbra prelungită a unui om, precum Monahismul Pusnicului Antoniu, Reforma lui Luther, Metodismul lui Wesley, abolirea lui Clarkson, Milton, numite înălțimea Romei. Și toată istoria. Se rezolvă foarte ușor în biografia câtorva persoane robuste și serioase. Atunci omul să-și cunoască valoarea și să țină lucrurile sub picioarele sale. Să nu tragă cu ochiul, să nu fure, să nu se furișeze în sus și în jos cu aerul unui băiat de caritate, al unui bastard sau al unui interlop în lumea care există pentru el. Dar omul de pe stradă, care nu găsește în el nicio valoare care să corespundă forței, care a construit un tur sau a ascultat o zeiță de marmură, se simte sărac când privește la acestea. Pentru el, un palat, o statuie sau o carte scumpă au un aer străin și prohibitiv, foarte asemănător unui echipament vesel și par să spun așa, Cine ești tu, domnule?" Și totuși toate acestea sunt pretendenți la atenția lui, rugători la facultățile lui să iasă și să pună stăpânire pe ele tabloul așteaptă verdictul meu. Nu trebuie să-mi poruncească, ci eu trebuie să-i rezolv pretențiile de laudă, acea fabulă populară a prostului, care a fost ridicat mor de bea de pe stradă, dus în casa ducelui, spălat și îmbrăcat și culcat în padul ducelui, iar la trezire tratat cu toate ceremoniile de supunere ca și ducele și asigura că a fost nebun, își datorează popularitatea faptului că simbolizează atât de bine starea omului care este în lume un fel de căutat, dar care din când în când se trezește, își exersează rațiunea și se descoperă un adevărat prinț. Lectura noastră este mendicantă și lingușitoare în istorie. Imaginația noastră ne joacă feste. Regatul și stăpânirea, puterea și moșia sunt un vocabular mai godie decât John și Edward într-o casă mică, într-o muncă de zi cu zi. Dar lucrurile vieții sunt aceleași pentru amândoi. Suma totală a ambilor este aceeași. De ce atâta respect față de Alfred și Skanderbeg și Gustavus? Să presupunem că au fost virtuoși? Au epuizat ei virtutea? O miză la fel de mare depinde de actul tău privat de astăzi așa cum au urmat pașilor publici și renumiți atunci când oamenii privați vor acționa cu opinii originale, strălucirea va fi transferată de la acțiunile regilor la cele ale domnilor. Lumea a fost instruită de regii săi care au magnetizat atât de mult ochii națiunilor. Ea a fost învățată de acest simbol colosal, respectul reciproc care se conv cuvine de la om la om, devine loialitatea veselă cu care oamenii au suferit pretutindeni. Regele, nobilul sau marele proprietar să umble printre ei după o lege proprie, să-și facă propria scară a oamenilor și a lucrurilor și să o inverseze pe a lor, să plătească pentru beneficii nu cu bani, ci cu onoare și să reprezinte legea în persoana sa, a fost heroglifa prin care ei au semnificat în mod obscur conștiința propriului lor drept și a propriilor lor comilituri, dreptul fiecărui om. Magnetismul pe care îl exercită orice acțiune originală este explicat atunci când ne întrebăm motivul încrederii în sine. Cine este fiduciar? Care este sinele originar pe care se poate întemeia o încredere universală? Care este natura și puterea acelei Stele care derutează știința, fără paralaxă, fără elemente calculabile, care aruncă o rază de frumusețe chiar și în acțiunile triviale și impure. Dacă apare cel mai mic semn de independență, ancheta ne conduce la acea sursă, deodată, esența geniului, a virtuții și a vieții, pe care o numim spontaneitate sau instinct. Această înțelepciune primară o numim intuiție, în timp ce toate învățăturile ulterioare sunt învățături în această forță profundă, ultimul fapt în spatele căruia analiza nu poate trece. Toate lucrurile își găsesc originea comună în sentimentul de a fi care se naște în orele calme. Nu știm cum în suflet nu este diferit de lucruri, de spațiu, de lumină, de timp, de om, ci unul cu ele și provine în mod evident din aceea sursă, din care provine și viața și ființa lor. Noi împărtășim mai întâi viața prin care există lucrurile, iar apoi le vedem ca pe niște aparențe, natură, și uităm că am împărtășit cauza lor. Aici este izvorul acțiunii și al gândirii. Aici sunt plămânii acelei inspirații care îi dă omului înțelepciune și care nu poate fi negată fără împietate și ateism. Ne aflăm în poala unei inteligențe imense care ne face ai adevărului său și organele activității sale. Atunci când discernem dreptatea, atunci când discernem adevărul, nu facem nimic din noi înșine decât să lăsăm să treacă razele sale. Dacă ne întrebăm de unde vine, dacă încercăm să pătrundem în sufletul care cauzează totul, filozofia este în culpă. Prezența sau absența sa este tot ceea ce putem afirma. Fiecare om face distinție între actele voluntare ale minții sale și percepțiile sale involuntare și știe că percepțiile sale involuntare își se datorează o credință perfectă. Poate greși în exprimarea lor, dar știe că aceste lucruri sunt la fel ca ziua și noaptea, nu pot fi contestate. Acțiunile și achizițiile mele intenționate nu sunt decât rătăciri. Cea mai leneșă reverie, cea mai slabă emoție nativă îmi stârnesc curiozitatea și respectul. Oamenii nepăsători contrazic la fel de ușor afirmațiile referitoare la percepții ca și pe cele referitoare la opinii, sau mai degrabă mult mai ușor, deoarece ei nu fac distinția între percepție și noțiune. Ei își imaginează că eu aleg să văd un lucru sau altul dar percepția nu este capricioasă, ci fatală. Dacă eu văd o trăsătură, copiii mei o vor vedea după mine și în timp, întreaga omenire, deși se poate întâmpla ca nimeni să nu o fi văzut înaintea mea, deoarece percepția mea este un fapt la fel de real ca soarele. Relațiile sufletului cu spiritul divin sunt atât de pure încât este profan. A căuta, a interveni ajută. Trebuie ca atunci când Dumnezeu vorbește, El să comunice nu un singur lucru, ci toate lucrurile, să umple lumea cu glasul său, să împrăștie lumina, natura, timpul, sufletele din centrul prezentului gând și nou, data și noul creează întregul. Ori de câte ori minte este simplă și primește o înțelepciune divină, lucrurile vechi trec mijloacele, profesorii, textele, templele cad. Ea trăiește acum și absoarbe trecutul și viitorul în ora prezentă. Toate lucrurile devin sacre prin raportarea la ea, unul la fel de mult ca altul. Toate lucrurile sunt dizolvate în centrul lor, prin cauza lor, iar în miracolul universal dispar miracolele mărunte și particulare. Prin urmare, dacă un om pretinde că îl cunoaște și vorbește despre Dumnezeu, și te duce înapoi la frazeologia unui vechi neam din altă țară, din altă lume, nu-l crede. Este ghinda mai bună decât stejarul, care este plinătatea și completarea ei? Este părintele mai bun decât copilul în care și-a aruncat ființa sa matură? De unde atunci acest cult al trecutului? Secolele sunt conspiratoare împotriva sănătății și autorității Sufletului. Timpul și spațiul sunt prin fiziologie culori pe care ochiul le face, dar sufletul este lumină acolo unde este zi, acolo unde a fost este noapte, iar istoria este o impertinență și un prejudiciu, dacă este ceva mai mult decât un apologeu vesel sau o parabola a ființei și devenirii mele, omul este timid și apologetic, el nu mai este drept nu îndrăznește să spună eu cred că sunt, ci citează un sfânt sau un înțelept. Îi este rușine în fața firului de iarbă sau a trandafirului. Trandafirii de sufereastra mea nu fac referire la trandafir mai vechi sau mai buni. Ei sunt ceea ce sunt. Ei există cu Dumnezeu. Astăzi nu există timp pentru ei, există pur și simplu trandafirul. Este perfect în fiecare moment al existenței sale înainte ca un mugur de frunză să se fi desprins, întreaga sa viață acționează în floarea plină și nu mai există în rădăcina fără frunze, nu mai există mai puțin natura sa este satisfăcută și ea satisface natura în toate momentele de opotrivă, Dar omul amână sau își amintește. El nu trăiește în prezent, ci deplânge trecutul cu privirea întoarsă sau nepăsător față de bogățiile care îl înconjoară, stă pe vârfuri pentru a prevedea viitorul. El nu poate fi fericit și puternic până când nu trăiește și el cu natura în prezent. Dincolo de timp, acest lucru ar trebui să fie destul de clar. Cu toate acestea, vezi ce intelectul puternice nu îndrăznesc încă să-l audă pe Dumnezeu însuși, decât dacă vorbește în frazeologia lui, nu știu ce, David, Ieremia sau Pavel. Nu vom pune întotdeauna un preț atât de mare pe câteva texte, pe câteva vieți. Suntem ca niște copii care repetă pe de rost frazele marilor doamne și ale meditatorilor. Iar pe măsură ce cresc, dintre oamenii cu talente și caracter, se întâmplă să-i vadă amintindu-și cu durere exact cuvintele pe care le-au rostit. După aceea, când ajung în punctul de vedere pe care îl lau cei care au rostit aceste spuse, le înțeleg și sunt dispuși să lase cuvintele deoparte, căci în orice moment ei pot folosi cuvinte la fel de bune. Când vine ocazia, dacă trăim cu adevărat, vom vedea cu adevărat. Este la fel de ușor pentru omul puternic să fie puternic, pe cât este pentru cel slab să fie slab. Când vom avea o percepție nouă, vom debarasa bucuros memoria de comorile ei tezaurizate ca gunoi vechi. Când un om trăiește cu Dumnezeu, vocea lui va fi la fel de dulce ca murmurul pârâului și foșnetul porumbului. Și acum, în cele din urmă, cel mai înalt adevăr despre acest subiect rămâne nespus, probabil nu poate fi spus, pentru că tot ceea ce spunem este amintirea îndepărtată a intuiției care a gândit. Ceea ce pot spune acum este că cel mai aproape, atunci când binele este aproape de tine, când ai viață în tine, nu este pe o cale cunoscută sau obișnuită. Nu vei distinge urmele altora, nu vei vedea fața unui om, nu vei auzi niciun nume. Calea, gândul, binele trebuie să fie cu totul străine din nou. Vor exclude exemplul și experiența. Vei lua calea de la om, nu către om. Toate persoanele care au existat vreodată sunt slujitorii ei uitați. Frica și speranța sunt ca subia. ea. Există ceva josnic chiar și în speranță. În ceasul viziunii nu există nimic care să poate fi numit recunoștință, nici bucurie propriu-zisă. Sufletul ridicat deasupra pasiunii privește identitatea și cauzalitatea eternă, percepe existența de sine a adevărului și a dreptului și se liniștește știind că toate lucrurile merg bine. Spațiile vaste ale naturii, Oceanul Atlantic, Marea Sudului, intervalele luși de timp, ani, secolele, nu contează. Acest lucru pe care îl gândesc și îl simt asta la baza fiecarei stări de viață și circumstanțe anterioare, la fel cum stă la baza prezentului meu și a ceea ce se numește viață și ceea ce se numește moarte. Viața nu valorează decât dacă ai trăit. Puterea încetează în clipa de odihnă. e rezide în momentul trecerii de la o stare trecută la una nouă, întragerea în gol, însăgeata către o țintă. Lumea urăște faptul că sufletul devine pentru că aceasta degradează pentru totdeauna trecutul, transformă toate bogățiile în sărăcie, toată reputația în rușine îl confundă pe sfânt cu pungașul, îi dă la o parte pe Isus și pe Iuda deopotrivă. Atunci, de ce ne lăudăm cu încrederea în sine? În măsura în care sufletul este prezent, va exista o putere, nu de încredere, ci de agent. A vorbi despre încredere este un mod exterior prost de a vorbi. Vorbește mai degrabă despre ceea ce se bazează, pentru că lucrează și este cel care are mai multă supunere decât mine, mă stăpânește. Deși el nu trebuie să ridice degetul în jurul său, eu trebuie să mă învârt prin gravitația spiritelor. Ne închipuim o retorică atunci când vorbim de virtute eminentă. Nu vedem încă că virtutea este înălțime și că un om sau o companie de oameni plastici și permeabili la principii, prin legea naturii, trebuie să domine și să călărească toate orașele, națiunile, regii, oamenii bogați. Poeții care nu sunt. Acesta este faptul suprem la care ajungem atât de repede pe acest subiect ca și pe oricare altul: rezolvarea tuturor în cel binecuvântat întotdeauna. Existența de sine este atributul cauzei supreme și constituie măsura binelui prin gradul în care intră în toate formele inferioare. Toate lucrurile reale sunt astfel prin atâta virtute cât conțin comerțul, creșterea animalelor, vânătoarea, vânătoarea de balene, războiul, elogvența, greutatea personală. Sunt oarecum și îmi angajează respectul ca exemplu ale prezenței și acțiunii impure acesteia. Văd aceeași lege funcționând în natură pentru conservare și creștere. Puterea este în natură măsura esențială a dreptului. Natura nu permite să rămână în regatele sale nimic care să nu se poată ajuta pe sine. Geneza și maturizarea unei planete, poziția și orbita sa, copacul a plecat care se recuperează în urma vântului puternic, resursele vitale ale fiecărui animal și vegetal sunt demonstrații ale sufletului care se autosusține și prin urmare se sprijină pe sine. Astfel totul se concentrează. Să nu hoinărim, să stăm acasă cu cauza, să uimim și să uimim mulțimea de oameni, cărți și instituții, intruși printr-o simplă declarație a faptului divin. Să le cerem invadatorilor să scoată pantofii din picioare, pentru că Dumnezeu este aici, înăuntru. Să lăsăm simplitatea noastră să-i judece, iar docilitatea noastră față de propria noastră lege să demonstreze sărăcia naturii și a norocului pe lângă bogățiile noastre native. Dar acum suntem o Omul nu stă în fața omului, nici geniul său nu este îndemnat să stea acasă, să se pună în comunicare cu oceanul interior, ci mergem în străinătate să ceară o cană de apă din urnele altor oameni. Noi trebuie să mergem singuri. Îmi place mai mult Biserica Tăcută înainte de începerea slujbei decât orice predică cât de departe, cât de reci, cât de caste par persoanele, fie ca fiecare să aibă o incintă sau un sanctuar, așa să stăm mereu. De ce să ne asumăm greșelile prietenului sau soției, tatălui sau copilăriei noastre? Pentru că ei stau în jurul căminului nostru sau pentru că se spune că au acela sânge? Toți oamenii au sângele meu, iar eu l-am pe al tuturor oamenilor, nu pentru asta le voi adopta petulența sau nebunia, chiar până în momentul, până la punctul de a mă rușina de ele. Dar izolarea ta nu trebuie să fie mecanică, ci spirituală, adică trebuie să fie înălțătoare. Uneori, întreaga lume pare a fi în conspirație pentru a te importuna cu flacuri empatice. Prieten, client, copil, boală, frică, nevoie, caritate toate bat deodată la ușa dulapului tău și spun, ieși la noi, dar păstrează-ți starea. Nu intra în confuzia lor. Puterea pe care o au oamenii de a mă supăra, eu le dau o curiozitate slabă. Nimeni nu se poate apropia de mine decât prin fapta mea. Ceea ce iubim, asta avem, dar prin dorință ne lipsim de iubire. Dacă nu ne putem ridica imediat la sfințenia ascultării și a credinței, măcar să rezistăm ispitelor să intrăm în stare de război și să-l trezim pe tor și curajul și perseverența în piepturile noastre săsești. Acest lucru trebuie făcut în vremurile noastre nete de prin rostirea adevărului. Verifică această ospitalitate mincinoasă și această afecțiune mincinoasă. Nu mai trăi în așteptarea acestor oameni înșelați și înșelători cu care conversăm. spunele, o tată, o mamă, o soție, o frate, o prieten, până acum am trăit cu voi după aparențe. De acum înainte eu sunt adevărurile. Să știți că de acum înainte nu mă supun niciunei legi mai puțin decât legii veșnice. Nu voi avea legăminte, ci proximități. Mă voi strădui să-mi hrănesc părinții, să-mi întrețin familia, să fiu soțul cast al unei singure soții. Dar aceste relații trebuie să le îndeplinesc. După un mod nou și fără precedent, fac apel la obiceiurile voastre. Trebuie să fiu eu însumi. Nu mă mai pot frânge pentru voi. Dacă mă puteți iubi pentru ceea ce sunt, vom fi mai fericiți. Dacă nu puteți, voi căuta totuși să meriți să o faceți. Nu voi ascunde gusturile sau aversiunile. Voi avea atâta încredere că ceea ce este adânc este sfânt încât voi face cu tărie înaintea soarelui și a lunii. Orice încurstare mă bucură și inima îmi rânduiește. Dacă ești nobil, te voi iubi. Dacă nu ești, nu te voi răni și nu mă voi răni pe mine, prin atenții ipocrite. Dacă ești adevărat, dar nu în același adevăr cu mine, lipește-te de tovarășii tăi. Eu îi voi căuta pe ei mei. Nu fac acest lucru în mod egoist, ci cu umilință și sinceritate. Este dopotrivă interesul tău și al meu și al tuturor oamenilor. Oricât de mult am trăit în miciună, să trăim în adevăr. Sună dur? Astăzi vei iubi în curând ceea ce dictează natura ta, la fel ca și pe-a mea. Și dacă vom urma adevărul, acesta ne va aduce în sfârșit în siguranță. Dar ca să-i poți face pe acești prieteni să sufere? Da, dar nu pot vinde libertatea și puterea pentru a le salva sensibilitatea. În plus, toate persoanele au momentele lor de rațiune când privesc în regiunea adevărului absolut. Atunci mă vor justifica și vor face același lucru. Populația crede că respingerea de către tine a standardelor populare este o respingere a tuturor standardelor și un simplu antinomism, iar senzualistul îndrăznet se va folosi de numele de filozofie pentru a-și îndulci crimele. Dar legea conștiinței rămâne în vigoare. Există două confesiuni, în una sau în alta, de care trebuie să ne știrbim. Poți să țin de plină jurunda de îndatoriri curățându-te în mod direct sau în mod reflex, Gândește-te dacă ți-ai satisfăcut relațiile cu tatăl, mama, vărul, vecinul, orașul, pisica și câinele, dacă vreunul dintre aceștia te poate mustra. Dar pot, de asemenea, să neglijez acest standard reflex și să mă absolv față de mine însumi. Am propriile mele pretenții severe și cercul perfect. Ea neagă numele de datorie multor funcții care se numesc îndatoriri, dar dacă îi pot achita datoriile, îmi permite să mă lipsesc de codul popular. Dacă cineva își imaginează că această lege este laxă, să respecte porunca ei într-o zi. Și cu adevărat, ea cere ceva Dumnezeu de la Cel care a renunțat la motivele comune ale umanității și a îndrăznit să se încreadă în El însuși ca un îndrumător. Inima Lui să fie înaltă, credincioasă, voința Lui să-i limpezească privirea, pentru ca El să fie cu adevărat doctrină, societate, lege pentru El însuși. Pentru ca un scop simplu să fie pentru el la fel de puternic ca fierul. Necesitatea este pentru alții. Dacă cineva ia în considerare aspectele actuale ale ceea ce se numește prin distinție societate, va vedea necesitatea acestei etici. Vârful și inima omului par să fie scoase, iar noi am devenit timorați, descurajați și capricioși ne este teamă de adevăr, ne este teamă de noroc, ne este teamă de moarte și ne este teamă unii de alții. Epoca noastră nu ne oferă persoane mari și perfecte. Ne dorim bărbați și femei care să renoiască viața în starea noastră socială. Dar vedem că cele mai multe naturi sunt insolvabile, nu își pot satisface propriile nevoi, au o ambiție disproporționată față de forța lor practică, și se apleacă și cerșesc zi și noapte continuu. Menajul nostru este mendicant, arterele noastre, ocupațiile noastre, căsătoriile noastre, religia noastră. Nu noi am ales, ci societatea a ales pentru noi. Evităm lupta dură a destinului în care se naște puterea. Suntem soldați de salon. Dacă tinerii noștri avortează în primele lor întreprinderi, își pierd toată inima. Dacă tânărul negustor eșuează, oamenii spun că este ruinat. Dar cel mai bun geniu studiază la unul dintre colegile noastre și nu este instalat într-un birou în decurs de un an în orașele sau suburbiile din Boston sau New York. Prietenii și el însuși cred că are dreptate să fie descurajat și să se plângă tot restul vieții. Un băiat robust din New Hampshire sau Vermont care încearcă pe rând toate profesiile, care face echipe, ferme, comerț ambulant, o școală, predică, editează un ziar, merge la congres, cumpără o comună și așa mai departe, în ani succesivi și întotdeauna ca o pisică cade în picioare, valorează 100 din aceste popuși de oraș. El merge în pas cu zilele și nu se simte rușinat că nu studiază o profesie, pentru că nu-și amână viața, ci o trăiește deja. El nu are o șansă, ci o sută de șanse. Fie ca un stoic să deschide resursele omului și să le spună oamenilor că nu sunt sălcii a plecate, ci pot și trebuie să se detașeze, că odată cu exercitarea încrederii în sine vor apărea noi puteri, că un om este cuvântul făcut trup născut pentru a vărsa vindecarea neamurilor că el ar trebui să se rușineze de compasiunea noastră și că în momentul în care acționează din el însuși, aruncând pe fereastră legile, cărțile, idolatriile și obiceiurile, nu mai compătimim, ci îi mulțumim și îl venerăm. Iar acel învățător va readuce viața omului la splendoare și va face numele drag întregii istorii. Este ușor de văzut că o mai mare încredere în sine trebuie să producă o revoluție în toate funcțiile și relațiile oamenilor, în religia lor, în educația lor, în activitățile lor, în modul lor de viață, în asocierea lor, în proprietatea lor, în opiniile lor speculative. Oare în ce rugăciuni își permit oamenii? Ceea ce ei numesc o slujbă sfântă nu este de decurajoasă și bărbătească. Rugăciunea privește în străinătate și cere ca un adaos străin să vină printr-o virtute străină și se pierde în labirinturi nesfârșite de natural și supranatural și mediator și miraculos. Rugăciunea care răvnește la un anumit bun, orice altceva mai puțin decât tot binele este vicios, rugăciunea este contemplarea faptelor vieții din cel mai înalt punct de vedere, este solilocviul unui suflet care privește și jubilează, este spiritul lui Dumnezeu care își declară faptele bune, dar rugăciunea ca mijloc de a realiza un scop privat este meschinerie și furt. Ea presupune dualism și nu unitate, natură și conștiință. De îndată ce omul este una cu Dumnezeu, el nu va mai cerși. Atunci va vedea rugăciunea în toate acțiunile. Rugăciunea fermierului care îngenunchează în câmpul său pentru a-l erbicida. Rugăciunea vâzlașului care îngenunchează cu lovitura văzlei sale sunt adevărate rugăciuni auzite în întreaga natură, deși pentru scopuri ieftine. Carataci din bonduca lui Fletcher, când este îndemnat să întrebe ce gândește zeul, răspunde audiat, sensul său ascuns se află în eforturile noastre. Valorile noastre sunt cei mai buni zei ai noștri. Un alt fel de rugăciuni false sunt regretele noastre. Nemulțumirea este lipsa de încredere în sine, este infirmitatea voinței. Regretă nenorocirile dacă poți astfel să ajuți pe cel care suferă. Dacă nu, ocupă-te de propria ta muncă și deja răul începe să fie reparat. Simpatia noastră este la fel de josnică. Venim la cei care plâng prostește, se așează și plâng după companie, în loc să le transmitem adevărul și sănătatea în șocuri electrice dure, Punându-i din nou în comunicare cu propria lor rațiune. Secretul norocului este bucuria în mâinile noastre. Omul care se ajută pe sine este întotdeauna binevenit la zei și la oameni, pentru el toate ușile sunt larg deschise, toate limbile îl salută, toate onorurile îl încoronează, toate privirile îl urmăresc cu dorință. Iubirea noastră se îndreaptă spre el și îl îmbrățișează pentru că el nu a avut nevoie de ea. Îl mângâiem și îl sărbătorim cu solicitudine și scuze, pentru că el și-a urmat calea și a disprețuit dezaprobarea noastră. Zei, îl iubesc pentru că oamenii îl urau. Pentru muritorii perseverenți, a spus Zoster. nemuritorii binecuvântați sunt iuți. Așa cum rugăciunile oamenilor sunt o boală a voinței, așa sunt și credințele lor. O boală a intelectului spun ei cu acei nebuni izraeliți să nu ne vorbească Dumnezeu, măcar să murim. Vorbește tu, vorbește oricine cu noi și noi ne vom supune. Peste tot sunt împiedicat să mă întâlnesc cu Dumnezeu și cu fratele meu, pentru că el și-a închis ușile propriului templu și recită fabulații doar pentru frații săi sau despre Dumnezeul fratelui fratelui său. Fiecare minte nouă este o nouă clasificare. Dacă dovedește o minte de o activitate și o putere ieșite din comun, o încuietoare, uh, un fire, își impune clasificarea asupra altor oameni și iată un nou sistem proporțional cu profunzimea gândului și deci cu numărul obiectelor pe care le atinge și le aduce. La îndemâna elevului este mulțumirea sa. Dar acest lucru este evident mai ales în credințe și biserici, care sunt de asemenea clasificări ale unei minți puternice care acționează asupra gândului elementar al datoriei și al relației omului cu cel mai înalt. Astfel este calvinismul, coacherismul, swedenborgismul, Elevul are aceeași plăcere de a subordona totul noi terminologii ca o fată care tocmai învăța botanică și care vede un pământ nou în anotimpuri noi. Astfel se va întâmpla pentru o vreme ca elevul să constate că puterea sa intelectuală a crescut prin studierea minții maestrului său, dar în toate mințile dezechilibrate clasificarea este idolatrizată, trece pentru scop și nu pentru un mijloc rapid, epuizabil. Astfel încât pereții sistemului se confundă pentru ochiul lor în orizontul îndepărtat cu pereții universului. Luminile cerului li se par agățate de arcul construit de stăpânul lor. Ei nu-și pot imagina cum voi, extraterestrii, aveți dreptul să vedeți așa cum vedeți. Trebuie să fie cumva că ne-ați furat lumina. Ei nu înțeleg încă că lumina nesistematică, indomabilă, va pătrunde în orice cabină, chiar și în a lor. Lasă-i să ciripească o vreme și să o numească a lor. Dacă se cinstiți și se descurcă bine, în curând noul lor coteț îngrijit va fi prea drept și prea jos, se va crăpa, se va înclina, va putrezi și va dispărea. Iar lumina nemuritoare, tânără și veselă, cu milioane de uh, culori, va străluci peste univers ca în prima dimineață. 2. din lipsă de cultură de sine este superstiția călătoriei, ai cărei idoli sunt Italia, Anglia, Egiptul, își păstrează fascinația pentru toți americanii educați, cei care au făcut Anglia, Italia sau Grecia venerabile în imaginație, au făcut o românând fix acolo unde erau ca o axa a pământului. În orele bărbătești simțim că datoria este locul nostru. Sufletul nu este călător. Înțeleptul rămâne acasă, iar când nevoile, îndatoririle, îl cheamă cu orice ocazie din casa sa sau pe meleaguri străine, el este încă acasă și îi va face pe oameni să înțeleagă, prin expresia chipului său, că merge misionar al înțelepciunii și al virtuții și că vizitează orașele și oamenii ca un suveran și nu ca un intrus sau un valet. Nu am nicio obiecție nepoliticoasă față de circumnavigarea globului în scopuri artistice, de studiu și bunăvoință, pentru ca omul să fie mai întâi domesticit sau să nu plece în străinătate cu speranța de a găsi ceva mai mare decât știe el. Cel care călătorește pentru a fi amuzat sau pentru a obține ceva pe care nu-l duce, călătorește departe de sine și îmbătrânește chiar în tinerețe printre lucruri vechi. În Teba, în Palmira, voința și mintea lui au îmbătrânit și s-au dărăpănat pe măsură ce el duce ruine peste ruine călătoria este paradisul nebunilor. Primele noastre călătorii ne descoperă indiferența locurilor de acasă. Visez ca la Napoli, la Roma, să mă pot îmbăta de frumusețe și să-mi pierd tristețea. Îmi fac bagajul, îmi îmbrățișez prietenii, mă îmbarc pe mare și, în sfârșit, mă trezesc la Napoli. Și acolo lângă mine este realitatea severă, tristă, de neclintit, identică de care am fugit. Caut Vaticanul și palatele, pentru a fi intoxicat cu priveli și sugestii. Dar eu nu sunt intoxicat. Uriașul meu merge cu mine oriunde m-aș duce. 3. Dar furia de a călători este un simptom al unei nesănătoșenii mai profunde care afectează întreaga acțiune intelectuală. Intelectul este un vagabond, iar sistemul nostru de educație favorizează neliniștea. Mințile noastre călătoresc atunci când corpurile noastre sunt forțate să rămână acasă, noi imităm. Și ce este imitarea dacă nu călătoria minții? Casele noastre sunt construite cu gust străin, rafturile noastre sunt garnisite cu ornamente străine. Părerile noastre, gusturile noastre, facultățile noastre se apleacă și urmează trecutul și îndepărtatul. Sufletul a creat arterele acolo unde ele au înflorit. Artistul și-a căutat modelul în propria sa minte a fost o aplicare a propriului său gând la ceea ce trebuia făcut și la condițiile care trebuiau respectate. Și de ce trebuie să copiem modelul doric sau gotic? Frumusețea, comoditatea, grandoarea gândirii și expresia pitorească sunt la fel de aproape de noi ca de oricare altul. Și dacă artistul american va studia cu speranță și dragoste lucrul precis care trebuie făcut de el, luând în considerare clima, Solul, durata zilei, dorințele oamenilor, obiceiurile și forma de guvernare, el va crea o casă în care toate acestea se vor potrivi, iar gustul și sentimentul vor fi satisfăcute. De asemenea, insistă asupra ta. Nu te imita niciodată, nu-ți imita niciodată propriul dar. Poți prezenta fiecare moment cu forța acumulată a cultivării unei întregi vieți, dar a talentului adoptat al altuia. Ai doar o jumătate de posesie, extemporanee, ceea ce fiecare poate face cel mai bine. Doar creatorul său îl poate învăța. Nimeni nu știe încă ce este și nici nu poate ști până când acea persoană nu-l va arăta. Unde este maestrul care l-ar fi putut învăța pe Shakespeare? Unde este maestru care l-ar fi putut instrui pe Franklin sau pe Washington sau pe Bacon sau pe Newton? Fiecare mare om este unic. Scipionismul lui Scipio este tocmai acea parte pe care nu o puteam promuta. Shakespeare nu va fi niciodată făcut prin studiul lui Shakespeare. Fă ceea ce ți se atribuie și nu poți spera prea mult sau îndrăzni prea mult. Există în acest moment pentru tine o exprimare curajoasă și măreață, precum cea a Daltei Colosale, a lui Phidias sau a mis Mistriei Egiptenilor sau a Stiloului lui Moise sau Dante, dar diferită de toate acestea nu este posibil ca sufletul atât de bogat, atât de elocvent, cu o mie de limbi despicate, să se învrednicească, să se repete. Dar, dacă poți auzi ce spun acești patriarhi, cu siguranță poți să le răspunzi cu aceeași înălțime a vocii, căci urechea și limba sunt două organe de o singură natură. Rămâi în regiunile simple și nobile ale vieții tale, Supune-te inimitale și vei reproduce din nou lumea de dinainte. 4. Așa cum religia noastră, educația noastră, arta noastră privesc în străinătate, la fel face și spiritul nostru de societate. Toți oamenii se mândresc cu îmbunătățirea societății, dar nimeni nu o îmbunătățește. Societatea nu progresează niciodată. Se retrage la fel de repede pe o parte pe cât câștigă pe cealaltă. Trece prin schimbări continue. Este barbară, este civilizată, este creștinizată, este bogată, este științifică. Dar această schimbare nu este o, o ameliorare. Pentru tot ceea ce se dă, ceva se ia. Societatea dobândește arte noi și își pierde instinctele vechi. Ce contrast între americanul bine îmbrăcat care citește, scrie și gândește cu un ceas, un creion și. Neozeelandezul dezbrăcat, a cărui proprietate este o bâtă, o suliță, o rogojină de și 20 de metri pătrați într o magazie sub care să doarmă. Compară însă starea de sănătate a celor doi bărbați și vei vedea că omul alb și-a pierdut puterea aborigenă. Dacă călătorii ne spun adevărul, lovește-l pe sălbatic un topor lat, iar într-o zi sau două, carnea se va uni și se va vindeca ca și cum ai fi dat lovitura în smoală moale, iar aceeași lovitură îl va trimite pe alb în mormânt. Omul civilizat și-a construit o trăsură, dar și-a pierdut uzul picioarelor. El se sprijină pe cârje, dar îi lipsește atât de mult sprijinul mușchilor. Are un frumos ceas de Geneva, dar nu știe să ghicească ora după soare. Are un almanach nautic greenwich și astfel, fiind sigur de informații atunci când o dorește... Omul de pe stradă nu cunoaște o stea de pe cer, solstițiul. El nu observă echinocțiul, pe care îl știe la fel de puțin, iar întregul calendar luminos al anului este fără cadran în mintea lui. Caetele sale îi afectează memoria, Bibliotecile salei supraîncarcă martorul, biroul de asigurări crește numărul accidentul, accidentelor. Și se poate pune întrebarea dacă mașinăria nu îngreunează, dacă nu am pierdut prin rafinament o parte din energie, printr-un creștinism înrădăcinat în instituții și forme, o parte din vigoarea virtuții sălbatice, căci fiecare stoic a fost un stoic. Dar în creștinătate, unde este creștinismul? Nu există mai multă abatere în standardul moral decât în standardul înălțimii sau al volumului. Nu există oameni mai mari acum decât au fost vreodată. O egalitate singulară poate fi observată între mari oameni ai primului și ai ultimului veac. Nici toată știința, arta, religia și filozofia secolului al XIX-lea nu pot contribui la educarea unor oameni mai mari decât eroii lui Plutar de acum 3, 4 sau 20 de secole. Nu în timp este progresivă Rat, rasa uh, focion, Socrates, Anaxagoras, Diogenes, sunt omari, dar ei nu lasă nicio clasă. Cel care face cu adevărat parte din clasa lor nu se va numi după numele lor, ci va fi propriul său om și la rândul său fondatorul unei secte. Artele și invențiile fiecărei perioade sunt doar costumul ei și nu le revigorează pe Mendez. Răul mașinilor îmbunătățite poate compensa binele lor. Hudson și Bering au realizat atât de multe în lor de pescuit, încât i-au uimit pe Perry și Franklin, ale căror echipamente o epuiza resursele științei și artei. Galileo, cu un pahar de operă, a descoperit o serie mai splendidă de fenomene celeste decât oricine, de când Columba a descoperit lumea nouă într-o barcă fără punte. Este curios să vezi că mijloacele și mașinile care au fost introduse cu laude puternice cu câțiva ani sau secole înainte ca marele geniu să se întoarcă la oamenii esențiali sunt periodic abandonate și pierdute. Am socotit îmbunătățirile artei războiului printre triumfurile științei. Și totuși Napoleon a cucerit Europa prin bivoac care consta în a se replia în gol, vitejește și au o descumpănit de toate ajutoarele. Împăratul a considerat că este imposibil să facem o armată perfectă, spune la sas, fără a ne desfința armele, magazile, comisariatele și trăsurile, până când, imitând obiceiul roman, soldatul ar trebui să-și primească proviziile de porumb, să-l macină în moara sa manuală și să-și coacă singur pâinea. Societatea este un val, valorile merg mai departe, dar apa din care este compusă nu. Aceeași particulă nu se ridică de la vale la creastă. Unitatea sa este doar fenomenală. Persoanele care alcătuiesc o națiune astăzi, anul viitor, mor, iar experiența lor moare odată cu ele. Și astfel încrederea în proprietate, inclusiv încrederea în guvernele care o protejează, este lipsa încrederii în sine oamenii și-au întors privirea de la ei înșiși și la lucruri atât de mult timp încât au ajuns să considere instituțiile religioase, academice și civile drept gardienei proprietății și depreciază atacurile asupra acestora pentru că le simt ca fiind atacuri asupra proprietății. Ei își măsoară stima unii față de alții prin ceea ce are fiecare și nu prin ceea ce este fiecare. Dar un om cultivat se rușinează de proprietatea sa din nou, respect pentru natura sa. Mai ales el urăște ceea ce are, dacă vede că este întâmplător, că a ajuns la el oștenire, dar sau crimă, atunci simte că nu îl are, că nu îi aparține, că nu are rădăcini în el și că doar zace acolo pentru că nicio revoluție sau niciun hoț nu îl ia. Dar ceea ce un om dobândește întotdeauna prin necesitate este o proprietate vie care nu așteaptă la cheremul conducătorilor sau al mulțimilor sau al revoluțiilor sau al focului sau al furtunii sau al falimentelor, ci se renoiește perpetu oriunde respira omul. Soarta sau partea ta de viață, spunea califul Ali, este căutarea ta, prin urmare fi liniștit de la căutarea ei. Dependența noastră de aceste bunuri străine ne conduce la respectul nostru servil pentru numere. Partidele politice se întâlnesc în numeroase convenții, cu cât este mai mare mulțimea și cu fiecare nou vacarm de anunțuri, delegația din Essex, democrații din New Hampshire, uh, tânărul patriot se simte mai puternic decât înainte printr-o nouă mie de ochi și de brațe. În același fel, reformatorii convoacă convenții, votează și hotărăscă mulțime. Nu la fel, o, prieteni, Dumnezeu va îndrăzni să intre și să vă locuiască, ci printr-o metodă exact inversă. Numai atunci când un om renunță la orice sprijin străin și rămâne singur, îl văd puternic și învingător. El este mai slab cu fiecare recrut care se alătură steagului său. Nu este un om mai bun decât un oraș? Nu cere nimic de la oameni și, în nesfârșită mutație, singura ta coloană fermă trebuie să apară în curând ca susținătoare a tot ceea ce te înconjoară. Cel care știe că puterea este înnăscută, că este slab pentru că a căutat binele afară din el și în alte parte și astfel perseverent se aruncă fără ezitare asupra gândului său, se scrie instantaneu, stă în poziție erectă, își comandă membrele, face minuni, așa cum un om care stă pe picioare este mai puternic decât unul care stă pe cap așa folosește tot ceea ce se numește noroc. Cei mai mulți oameni pariază cu ea și câștigă totul și pierd totul până când durata ei se rostogolește. Dar tu lasă ca ilicite aceste câștiguri și ocupă de cauză și efect. Cancelarile lui Dumnezeu în lucrarea de voință și dobândește un și înlănțuie roata norocului și vei ședea de acum înainte de frica rotirilor ei o victorie politică, o creștere a chiriilor, însănătoșirea bolnavului tău sau întoarcerea prietenului tău absent sau orice alt eveniment favorabil, îți ridică moralul și crezi că ți se pregăte zile bune. Nu crede asta, nimic nu ți poate aduce liniște în afară de tine însuți, nimic nu ți poate aduce pacea în afară de triumful principiilor. Dragilor, aceasta a fost frumoasa carte încrederea în sine e adevărat că Emerson scriind în 1800, în anii 1800 vine cu niște formulări mai greoaie dar trag nădejdea că ați înțeles și că esențialul s-a înțeles într-adevăr și traducerile sunt mai dificile pentru că este engleza veche cu interpretări care mai de care. Eu sper că mesajul a fost înțeles așa cum l-am înțeles și eu. Și, bineînțeles, dragilor, vă aștept cu următorul filmuleț. Până atunci însă, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!